Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Moldova se confruntă astăzi cu multe probleme și cele mai multe bătăi de cap astăzi provoacă crizele, criza energetică mai cu seamă, dar în lista acestor probleme pe care le are de soluționat autoritățile statului, le-au de soluționat, se include și problema drumurilor. Republica Moldova era codașă în lume în ceea ce privește calitatea drumurilor. Iată de ce ne-am gândit că e bine să avem o discuție la temă cu domnul director al Administrației de Stat a Drumurilor, domnul Sergiu Bejan. Domnule director, mulțumim că ați găsit timp să veniți la Vocea Basarabiei, să punem în discuție calitatea drumurilor, mai cu seamă că suntem în prag de iarnă. Iarna știm că se depun precipitații, precipitațiile afectează drumurile și în primăvară cetățenii cel mai des vor vorbi despre gropile care apar după ninsoare. Haideți să le luăm pe drum. De ce? Pe rând. Haideți să le luăm pe rând. Deci dacă vorbim despre drumuri, să le luăm pe rând și să ne spuneți mai întâi de ce Republica Moldova se regăsește în această listă a țărilor codașe în ceea ce privește calitatea drumurilor. În primul rând, bine v-am găsit. Sunt bine ați venit. Prima dată la dumneavoastră. Dacă e să ne facem trimitere la un timp mai în trecut, cu 30 de ani în urmă, atunci Republica Moldova își avea o prioritate în fostele țări ale Uniunii Sovietice cu privire la calitatea drumurilor și execuția acestora, însă, din păcate, cu independența, mai puțin au fost atras atenția asupra infrastructurii rutiere, deoarece încă la acele timpuri ea era bună. Însă noi, între timp, am uitat de un lucru foarte important de a investi în întreținere. Întreținerea este, practic, factorul cel mai important în exploatarea unui bun. În cazul de față avem drumuri și poduri. Dacă la drumuri cât ceva se mai făcea, o colmatare de fisură, o plombare a unei gropi, atunci la parte de poduri, în genere 20 de ani am uitat și n-am făcut nimic. Cu aplicarea la partenerii noștri externi de a obține investiții din afară pentru construcția de drumuri, aici am fost întrebați ce faceți voi pentru ca aceste bunuri să le puteți întreține. Și pe această cale a apărut acel lege cu privire la fondul rutier 720, după care ulterior au apărut în bugetul de stat acea rubrică cu privire la fondul rutier, care este direct pentru gestionarea întreținerii rețelei rutiere din Republica Moldova. Dar la acest capitol încă mai avem de muncă, deoarece dacă ne coraportăm la cel puțin 8-9 ani în urmă, aveam anual 200 de milioane de lei la întreținerea drumurilor publice. Acum, la ziua de astăzi, ne raportăm la anul 2022, 1.485 miliarde, dar nici acestea nu sunt suficiente, deoarece la starea drumurilor în care am ajuns noi acum, pe ansamblu, pe toată rețeaua care gestionează Administrația de Stat a Drumurilor, de 5.903 km, drumuri regionale G, drumuri republicane R și Express M, avem în jur de 50% drumuri încă în stare rea și foarte rea. Da, iată, de aici să pornim discuția că dacă nu există o infrastructură a drumurilor, atunci nu se grăbesc nici investitorii să vină. Dacă nu vin investitorii, rămân localitățile pustiite. Dacă localitățile sunt pustiite, lumea zice că nu are perspectivă nici satul, nici statul și e un ghem de probleme care trebuie odată și odată descălcite aceste probleme. Cât se investește astăzi într-un kilometru de drum ca să fie construit? Depinde de în ce stare se găsește la momentul investiției acel drum. Dacă vorbim de reconstrucții capitale,
un drum de categoria tehnică 4 sau drum care are două benzi de circulație cu, dacă este în afara localității, da, are acostamente de 1,5 metri, partea carosabilă 6 metri, investiția în mediu cam ajunge la o construcție capitală 15 milioane de lei kilometru. Dar dacă mergem în drumuri cu categorie mai înaltă, de exemplu, cu suportul Băncii Mondiale, avem acele coridoare identificate, este nu departe de municipiul Chișinău, sectorul coridorului numărul 16 sau drumul regional G105, în care de la Pojorâni până în satul Țăpala, cuprinde satele Costești, Zâmbreni, Horești. Aici noi avem investiții aproape de 20 milioane de lei kilometru, fiindcă în localitate noi avem trotuare, parcaje, acces în curți, acces cu drumuri, o sumedenie cu drumuri laterale, parcaj în fața spitalelor, grădiniților, școlilor, trece de pietoni, organizarea siguranței rutiere. Și aici, desigur, că nu ne limităm numai la partea carosabilă, dar și la alte utilități ale drumurilor, sistemele de drenare, poduri, podețe, toate acestea împreună, desigur, că aduc la consumuri financiare destul de importante. Da, într-un cătun, pentru că și acolo primarii vor să premenească într-un fel infrastructura drumurilor și încearcă să repare, vedeți, să renoveze, să înceapă de la zero construcția unei porțiuni de drum acolo, cât trebuie investit? De exemplu, cel mai important indice pentru realizarea părții carosabile într-o anumită sau altă structură, de exemplu, drumuri din piatră spartă sau noi le menuim drumuri din macadam sau drumuri din beton asfaltic, nemijlocit drumuri din beton de ciment, ele sunt argumentate prin compararea tehnico-economică. Cel mai mare indice în această comparare este intensitatea de circulație. Desigur că dacă ne referim la Constituția țării, oricare cetățean trebuie să aibă acces către utilități. Drumuri în asfalt sau drumuri în beton de ciment sau drumuri care să aducă confort și siguranță. Dar dacă tu nu ai această argumentare tehnico-economică, de exemplu, de la un traseu național, un cătun sau un sătuc mic de 50-100 de casă, da, se găsește la 5-10 km, păi investiția statului, vă închipuiți, la raportate la cele minim 10 milioane de lei, noi avem 50-60 milioane de lei pentru un sătuc mic, atunci indicele de rambursare a investiții când își întoarce statul. Adică, pentru astfel de situații, desigur că există așa numite alternative ale structurii rutiere. Vorbim de pământuri stabilizate cu ciment, de pământuri stabilizate cu piatră spartă sau alte soluții care cumva dau și acces, nu atât de confort și viteză sporită la trafic, dar care dau acces acestor localități către arterele principale ale țării. E clar că calitatea drumurilor nu poate fi schimbată peste noapte, dar totuși intenția, tendința e ca Republica Moldova să ajungă la cele standarde europene și să vă întreb câți ani ar trebui și câți bani să fie investiți ca să fie îmbunătățită infrastructura drumurilor în Republica Moldova? Se lucrează mult pe această direcție. Spre exemplu, cu venirea mea la ASD am avut o înțelegere cu... Aveți mai mult de un an deja, da, de când sunteți în fruntea acestei administrații de stat a drumurilor. Da. O mică experiență deja este. Am avut o discuție cu domnul ministru în care cumva, știind istoria drumurilor din Republica Moldova anterior, ceea ce se întâmpla, am cerut cumva ca prin posibilitatea să scoatem din circuitul politicului infrastructura rutieră. Fiindcă, da, își are un factor important în politic, dar drumurile trebuie să fie reparate, reabilitate, întreținute printr-un criteriu prioritar care reiese din acele 5 criterii esențiale, cum ar fi compartimentul tehnic, unde important este intensitatea circulației, compartimentul economic, rambursarea investiției în drumuri, compartimentul de mediu foarte important, un alt compartiment foarte important este siguranța rutieră, și, desigur, impactul social. Și atunci, pentru aceasta, noi 11 luni, anul 2021 și anul 2022, am introdus toată rețeaua rutieră, toate datele tehnice pe aceste 5 criterii într-un soft, noi îl numim HDM4 și alt soft
Power, implementate recent la ASD, care face parte și din strategia Guvernului pentru infrastructură, care se finalizează anul acesta în 2022, în care noi putem foarte leger, știind ce investiții avem pentru anul următor, softul ne recomandă prioritizarea în ce drumuri noi putem investi următoarea perioadă. Eu îmi doresc foarte mult ca atât guvernarea pe linia Consiliului Fond Rutier, Ministerului de Profil, ca aceste lucruri să se întâmple. Și atunci politicul dăm într-o parte și ne ocupăm strict de infrastructură după priorități, fiindcă aceste priorități de fapt evidențiază solicitarea cetățenilor, solicitarea oamenilor, fiindcă ele sunt exploatate aceste trasee. Și desigur că unii avem cea mai mare intensitate acolo și trebuie să investim. Da, câți bani s-ar regăsi în bugetul pentru anul viitor pentru a mai construi sau a reabilita drumuri? Așteptăm săptămâna aceasta cifra finală de la minister. Cum este prestabilită, noi o să o anunțăm public. Dar cât ați cerut măcar, să știm? Am cerut mult, peste 3 miliarde de lei, dar noi suntem foarte conștienți de faptul de criza în care ne regăsim, criza energetică, pe partea de întreținere pe timp de iarnă, a cetățenilor, noi foarte bine înțelegem aceste lucruri și suntem conștienți că cât de bine nu ne-am dorit noi să se întâmple multe lucruri, noi suntem unitari țării și trebuie să fim conștienți de tot ce aici se întâmplă și suntem la momentul dat. Ne-am dorit foarte mult să nu fie mai puțin decât anul 2022. Și în 22? Suma am a fost... avut inițial 1.485 ca după rectificări 1.810. Dar aici intră și acea construcție necesară a accesului de pod pe pantoane Leova-Bumbăta, lucrări de proiectare care le-am început și acum le-am oprit un pic pentru clarități tehnice a trecerii de pod Cosăuț-Iampol. Ne sunt mari probleme pe partea tehnică. Și acum cereți dublarea bugetului în comparație cu anul trecut, da? Da, fiindcă, cum am vorbit anterior, este foarte important ca bunurile pe care noi deja le vrem să le dăm în exploatare anul acesta, multe trasee care au fost pornite de 5, 6, 7 ani, cu Doamne ajută, anul acesta le dăm în exploatare până la 31 decembrie, multe din ele, noi trebuie să avem asigurarea financiară a întreținerii. Deci, mai mult acum aveți nevoie de bani pentru întreținere decât pentru construcții, reabilitare, reconstrucție. Foarte corect, fiindcă întreținerea joacă un rol esențial în durabilitatea și viabilitatea traseilor pe perioadă lungă, scurtă. Și atunci această sumă va fi direcționată strict către întreținere sau totuși vreți să mai construiți? O să avem pentru anul viitor, cred că în jur de 400 de milioane de lei ca să finalizăm acele construcții capitale care durează deja de 2-3 ani. Vorbim despre anexa 1 la fond rutier și desigur ne dorim creștere pentru lucrările de întreținere periodic și reparații. Fiindcă ca să continuăm viața unui drum, trebuie să facem tratamente bituminoase sau acum de vreo câțiva ani am adus tehnologia Slurry Seal, care se aplică și este foarte eficientă, de un tratament bituminos care nu este atât de scump și care dă o întindere a investiției capitale până la 5 ani. Cel mai probabil cei care urmăresc emisiunea și amintesc cât de mult s-a vorbit despre calitatea drumurilor în Republica Moldova câțiva ani în urmă, de la demararea proiectului Drumuri Bune, Drumuri Bune 1, Drumuri Bune 2, Drumuri Bune 3, Drumuri Bune 4 și la 4 s-au oprit sau mai continuă? Și ce a arătat această campanie de Drumuri Bune? Eu am să mai expun aici, dacă este posibil, pe părerea mea personală, în calitate de proiectant cu experiență de aproape 20 de ani. Dacă mai continua proiectul Drumuri Bune încă un an, cred că proiectanți în Republica Moldova nu mai avem. Fiindcă acest proiect a fost Drumuri Bune 1, 2, nu știu dacă a fost 3. A fost și 3 și 4. A fost 3, 4 nu a fost. Cel puțin pe hârtie l-am văzut.
Eu n-am auzit de drumul 4, dar 1, 2 și 3 a fost, ăsta anul 2018, 19 și 20, da, exact. Nu mă greșesc, în care aceste lucrări au fost executate fără proiecte. Au fost executate, dar e posibil numai așa în bază ceva? De deviz. Ea a fost la nivel de întreținere periodică sau reparații curente. La felul ăsta, fiindcă au fost estimate 5 tipuri de îmbrăcăminți rutiere pe care s-au făcut aceste lucrări. Tipul 5, practic, semăna cu o construcție capitală. Dar legea spune că pentru orice construcție capitală, documentația de proiect trebuie să fie însoțită de detalii de execuție. Am găsit aici pași de realizare a programului Moldova Drumuri 4 discutați în cadrul unei ședințe. Asta e altceva. Asta da. Este altceva. Era bine să precizăm acest lucru. Deci a fost până la drumuri bune 3. Atunci ai intenția de a se... Și faci devizul, se făcea devizul și în baza devizului se construia, se renova drumul? Dacă noi vorbim despre de drum? Controlul și sistemul calității a infrastructurii rutiere, din acest sistem sunt 3 persoane care răspund de o lucrare privind controlul legea calității, da? 721. Este proiectantul, este dirigintele de șantier, care reprezintă antreprenorul, și este responsabilul tehnic, care reprezintă beneficiarul investiției. Au fost excluși, proiectantul a fost exclus. Atunci ce fel de recepție la terminarea lucrărilor? Noi avem drumuri executate prin drumuri bune care au probleme de parte carosabilă deja, în care știm noi din mass media dezgolirea suprafeței de asfalt sau nu s-a dus nici pe departe evacuarea apelor, care noi știm că apa este unul din dușmanul drumurilor și podurilor. Dar și mai știm că se făcea canalizare după ce a fost construită o porțiune de drum. Sau mult. Adică toate aceste lucruri, ele se prevăd în proiectare. În cel puțin, eu știu, primării care au mers minim ca să se asigură cumva, în care proiectanții au făcut schiță de proiect. Adică au adus aportul cel cât de cât pentru a avea o judecată în reabilitarea unui sector de drum. Dar în majoritatea cazurilor, fiindcă era un boom, drumuri bune, vrem un kilometru de asfalt, un acces, eu încă o dată repet, fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să aibă acces la un drum bun și confortabil și calitativ, dar tot acesta trebuie adus în cadrul legal. Am înțeles, să vorbim un pic despre fondul rutier. Administrațiile publice locale s-au bucurat mult atunci când banii au fost direcționați direct către primării și, într-un fel, ei spun că chiar le s-au dezlegat mâinile și au putut să facă minuni în unele localități unde nu au fost niciodată drumuri practicabile. Lumea se întreabă dacă există un număr atât de mare de transport, dar apropo, câte mijloace de transport sunt în Republica Moldova? Ar trebui să cunoașteți, pentru că în funcție de câte mijloace de transport sunt, se acumulează impozite. Nu pot să vă dau o cifră precisă, fiindcă nu sunt pregătit pentru astfel de răspuns, dar desigur că Ministerul de Profil deține aceasta. Eu îndoiesc că e peste 1,5 milioane sau aproape de 2 milioane de unități de transport precis trebuie să fie. Ceea ce cunosc eu, că în jur municipiul Chișinău, de exemplu, deține această cifră în jur de 700.000, dar peste zi se apropie de 1 milion, fiindcă flux, reflux a intensităților de trafic. Dacă... S-ar părea că se acumulează o sumă mare, destul de mare. Da, este știut faptul că nu toți transportatori, nu transportatori, dar deținătorii de transport auto nu achită taxa pentru transport și asta o cunoaște cei care studiază. Dar cum se explică acest lucru? Păi, de exemplu, un cetățean care are un mijloc de transport și nu a ieșit cu el pe trasee timp de 2-3 ani, el nu a achitat taxă de transport. Sunt cazuri frecvente și multiple. Probabil nu scrie atât de multe ele se identifică de INSP numai în cazul când ești prins la trafic sau treci printr-o rețea de monitorizare, de exemplu, a unei cameră de monitorizare sau ceva de felul ăsta. Și cam cât la sută nu s-ar achita? În ultimele estimări pe care eu
le-am auzit, cel puțin în jur de 30% nu sunt achitate taxele. Dar cu referire la fondul rutier, noi sperăm foarte mult că după ce s-a terminat cu toate crizele care ne înconjoară, cu acel război din zona noastră, noi vom ajunge la acele promisiuni care le-am făcut față de bănci, de donatorii noștri externi, în care pentru a avea siguranța de infrastructură, noi din accize trebuie să avem 80% redirecționat în fondul rutier. Pe criterii politice este foarte bine că 100% din taxa pentru drum a venit administrațiilor publice locale. Dar eu ca drumar știu că aceia 480 ceva de milioane de lei care au plecat către APL de nivelul 1 sau nivelul 2 sunt necesare traseelor naționale pe care noi le gestionăm, adică noi am pierdut 480 de milioane de lei. Dumneavoastră ziceți că sunteți pierdanți, primarii spun că sunt câștigători, învingători. Dar le dau de dreptate și lor, deoarece noi gestionăm 5903 km de artierele principale ale țării. APL1 are 30.000 de drumuri și străzi în localitățile noastre din Republica Moldova. Cei de la APL2 au aproape 3.000 de kilometri de străzi. Da? Adică, desigur că acest fond rutier este foarte mic, anul trecut aproape de 3 miliarde de lei, care să-l împarți la toți pe departe, nu pot să acoperi aceste necesități. Da, eu mi-amintesc și nemulțumirea unor primari, pentru că ca și când inițial, atunci când s-a decis ca acest fond rutier să rămână la nivelul administrației publice locale, se indica uneori și ce drumuri trebuie făcute. Iar primarii ziceau că e mai bine ca ei să aibă sfatul lor cu cetățenii și de comun acord să decidă ce să se construiască în sat. Acum, situația cum se prezintă? La nivel de APL1, administrațiile publice locale de nivelul 1, desigur că au consiliile locale în care ei își decid, dar aceasta trebuie să nu fie pe criterii politice. Sau că un consilier sau altul se regăsește pe o stradă sau altul. Sau, de exemplu, părerea mea personală și nu numai a mea este că atunci când s-a descentralizat acele trasee în 2016 către APL de nivelul 2, păi, asta e numai un instrument cu politica Consiliului Raional de a redistribui acești bani care și în ce localitate sau pe ce direcție să fie executate drumurile. Eu cred că aceste drumuri trebuie întoarse înapoi la administrația statului drumurilor, fiindcă noi avem proiectul de a prioritiza sau să preia de la noi. Noi suntem gata, suntem deschiși, acea formulă de prioritizare a investițiilor drumurilor pentru drumurile locale. Cu atât mai mult că au fost deja proiecte de implementare cu susținerea companiei Rafton, companiei de consultanță din Marea Britanie, care lucrează de 11 ani la noi, care au aplicat aceste proiecte în Raionul Sângerei, Raionul Cahul. Păi dacă în Sângerei încă mai lucrează la Cahul, cum și-a schimbat administrația Raionului automat acele două posturi de muncă, o să că nu avem nevoie de voi. Și atunci acel proiect rămâne neimplementat, fiindcă desigur că venind la conducerea Raionului, ți trebuie un instrument politic de a câștiga voturi și atunci tu te duci pe cel mai simplu este să le faci un kilometru de drum, nu? Ceea ce m-a surprins pe mine, în mediul rural, uneori sunt inițiative destul de frumoase că chiar o mahala întreagă decide și se implică inclusiv prin a oferi bani ca să se construiască fie și până la 500 de metri, până la un kilometru de drum. Păi, interzis cineva parteneriatul public? Numai că aceste cheltuieli ulterior trebuie să fie asumate și pe partea de întreținere. Fiindcă întreținerea începe îndată ce a fost procesul verbal la recepția lucrărilor. Așa, ce mai vreau să clarificăm? În Republica Moldova drumurile sunt construite atât de investitori locali cât și de investitori străini. Haideți să vedem care este diferența și unde e mai bine și unde e mai puțin bine când e vorba de cum se pune preț pe calitatea construcției. La administrația de stat a drumurilor avem Direcția Investiției Externe,
în care activează 27 de angajați, o echipă extraordinară care s-a învățat pe parcursul anilor și a acumulat o experiență cu privire la implementarea sau absorpția investițiilor externe în partea de infrastructură. Acești băieți sunt atâta corpul ingineriesc, corpul de achiziții, corpul de finanțare. Dacă e să stai să analizezi tot, ei practic sunt o mică administrație din stat a drumurilor, numai că cu implementarea fondurilor din afară. Acolo este o strictețe pe ceea ce noi vorbim de achitarea anumitor lucrări, de verificarea calității execuției lucrărilor, fiindcă supervisorul sau acel inginer care monitorizează calitatea volumului de execuție și avizarea facturilor spre plată, el este o persoană terță din afară, angajată prin concurs, prin licitație. Antreprenorul este angajat prin concurs, prin licitație. Toți absolut activează în cadrul contractelor de tip FIDIC, care noi la ASD ni le dorim foarte mult să fie implementate și în Republica Moldova, în care până tu ajungi spre plată, trec cel puțin, dacă nu greșesc eu acum, 56 de zile din ziua în care ai depus o factură. Dar investitorii străini sunt mai avantajați în comparație cu cei locali? Nu. Deseori controlul lor de calitate este cu mult mai strict dacă ne raportăm la legislația noastră locală și de felul cum se monitorizează și se implementează. Dar profitul e același și pentru cei străini și pentru cei locali? Cred că acolo se plătește mai mult. De exemplu, un inginer, nu vreau să dau salarii sau anumite cifre precise, dar un inginer care lucrează într-un proiect din afară primește, cred că, de 3-4 ori mai mult decât un inginer de la administrația stat a drumurilor. Chiar cel asta trebuie să vă pună pe gânduri. Noi avem o formulă de achitare a taxelor, achitare a salariilor, îmi cer scuze, pentru băieții care lucrează investiții externe, iau cotă parte pentru cunoașterea limbii engleze, cotă parte pentru experiența care o au pe parcursul, dar desigur că noi nu ne putem compara cu bani din bugetul de stat și noi nu ne putem compara cu achitarea salariilor. Formula de salarizare este conform legislației naționale a inginerilor care lucrează la ASD și noi nu putem ajunge de urmă inginerii care activează chiar la privat în Republica Moldova sau la acele companii străine care vin pe teritoriul Republicii Moldova. Și atunci resursa umană este o problemă? Resursa umană este o problemă. Eu posibil că din posibilitatea convingerii acestor tineri, fiindcă ASD-ul este o echipă destul de tânără în comparație cu alte organizații de stat. ASD-ul înseamnă Asociația de Stat, Administrația de Stat a Drumurilor. Este o echipă destul de tânără în care noi punem miza pe acești băieți tineri, dar ei necesită și finanțați, deoarece ca și orice tânăr au familii tineri, au credite. Dar aveți o lipsă de cadre. La ziua de astăzi, tot o noutate pentru administrația stat a drumurilor să publici locurile vacante, că de obicei, până la un an în urmă, se aducea unul pe altul, sau cunoștință, sau mai știu eu cum acolo. Dar acum noi publicăm pe site-ul ASD-ului, pe pagina socializare care le avem, noi publicăm toate aceste locuri vacante. Chiar la moment avem două, mai bine spus, un loc vacant foarte important pentru administrația stat a drumului este șeful laboratorului din cercări, în care nu poți să iei orice persoană care a avut o experiență de manager sau altceva decât o persoană inginer care cunoaște domeniul și care poate să gestioneze aceste lucrări. Dar deseori de la investitorii străini auzeam că în Republica Moldova e această insuficiență de brațe de muncă și că ei vin cu muncitorii lor din alte țări. Turcia este exemplu cel mai elocvent. Din păcate, criza cadrelor în domeniul infrastructurii ea este și ea o să continue în cazul când la fondul rutier și nemijlocit în infrastructură nu vin investițiile.
Deseori, iarăși, de la cetățeni ne aud întrebarea. A fost construit drumul care este considerat de cea mai bună calitate, Chișinău-Soroca. De ce cu banii americani s-a construit un drum bun și foarte bun și de ce în alte părți nu se ține piept acestei concurențe sănătoase la calitatea drumului? Depinde dacă aceste lucrări nu sunt încurcate cumva cu construcțiile sau reparațiile curente sau reparațiile periodice. Un simplu exemplu dau. De exemplu, norma noastră, codul practic, spune că dacă tu ai executat un traseu și intensitatea de circulație, numărul de unități de transport care trec în 24 de ore printr-un sector de drum depășește 16.000 de unități fizice în 24 de ore, atunci stratul de uzură tu trebuie să-l schimbi odată la 4 ani. Oare noi avem investiții să ne permitem astfel de respectare a codurilor practice? Sau partea de întreținere a podurilor, a podeților, rosturi de latații, aparate de reazim, care trebuie să le schimbi odată la 15 ani, odată la 20 ani, sau dacă depășești intensitatea, numărul solicitărilor pe osii sau masele proprii automobilelor care trec pe aceste trasee, o problemă mare avem cu cântărirea în mișcare, cu mai ales drumurile de carieră. Noi nu ne mai ținem piept, fiindcă control asupra acestor transporturi trebuie să fie foarte riguros. Acum avem un program de implementare a cântăririi în mișcare și sperăm noi că în 2023 prima parte va fi realizată împreună cu ANTA. Da, s-a considerat și se mai consideră că se spală foarte mulți bani la construcția de drumuri. Ne amintim și despre anumite licitații care totuși până la urmă s-a dovedit a fi că un număr mare sau mic de licitații au fost trucate atunci când era vorba cine trebuie să câștige aceste licitații. Posibil că a fost în perioada, cel puțin cât eu gestionez ASD-ul, noi ne-am pus niște sarcini foarte bine în ceea ce privește actul în care pot fi corupte sau trucate anumite licitații. Respectiv, noi ne dorim să facem acea platformă de transparență sau platformă de digitalizare a proceselor care se întâmplă în cadrul întreprinderii administrației statului drumurilor. Și atunci când toate lucrurile astea sunt transparente, deschise. Eu îmi doresc ca, de exemplu, într-un colț al acestei platforme să stea fondul rutier, în care anumite date care nu sunt cu caracter de securitate sau ceva, le au anumiți solicitanți, dar în rest, orice cetățean al Republicii Moldova, ceea ce încercăm noi cu puteri foarte mici acum să le facem pe site-ul ASD-ului, dar în care fiecare cetățean deschide site-ul ASD-ului, să uită pe platformă și vede câți bani s-au consumat astăzi la drumuri. Adică lucrul acesta, noi îl publicăm lunar pe site-ul ASD-ului, în care mai mult ca atât, de curând am format harta digitală, harta asd.md, în care fiecare cetățean pe un buton face click pe un drum care îl interesează și vede ce lucrări se fac, ce fel de drum, ce intensitate, cine e antreprenorul, câți bani s-au cheltuit, ce consum a fost până în actualizare o facem iarăși lunar. Tocmai am vrut să ajungem și la acest aspect al problemei, că întreprinderea de stat, administrația de stat a drumurilor a publicat o hartă interactivă cu porțiunile de trasee și poduri publice reparate, precum și porțiunile în reabilitare sau care urmează a fi supuse reparațiilor, astfel încât această informație să fie accesibilă tuturor cetățenilor, dar ea a mai avut s-au înregistrat și deficiențe, pentru că țin minte când mergeam spre Bălți sau spre sudul Republicii Moldova, discutam cu unii care vroiau să obțină aceste informații despre drumurile aflate în reparație și nu puteau. Încă este în acest proces de îmbunătățire, pentru că trebuie de înțeles că acest volum de a introduce aceste date și că ele să fie ușor accesibile sau ușor să deschidem de pe telefoanele mobile sau pe planșete sau cel mai ușor acum e desigur că lucrează la nivel de calculator sau planșet. De pe telefon încă mai avem de lucru cu inginerii IT pentru ca lucrurile astea să le îmbunătățim, dar suntem la început de cale și
Avem un, cel puțin eu lucrul ăsta, l-am vorbit în, de foarte multe ori, că la moment partea de infrastructură și în genere administrarea drumurilor publice avem scăpare numai în digitalizarea proceselor și în transferul tehnologic. Trebuie să uităm de faptul că toți înțeleg drumurile, un strat de nisip, unul de piață spartă și două straturi de mixtură asfaltică. Uităm de acest lucru, fiindcă sunt o sumedenie de tehnologii care trebuie aduse la drumuri, fiindcă dacă să ne uităm din alt punct de vedere, Moldova pentru mixturi asfaltice importă tot, absolut. Noi nu avem nimic ce să producem în țară pentru a face o mixtură asfaltică. Și atunci piatra spartă costisitor? Din afară, fiindcă avem o piatră spartă bună, dar ea este la, din granit, dar care ea poate fi utilizată numai la betoane de ciment, fiindcă aciditatea este sporită și este greu atunci ca să o pui cel puțin la straturile de uzură, bitumul exportăm, filiul exportăm, adaosurile în mixtură le exportăm și atunci o alternativă, cel puțin pentru drumuri locale, regionale, ar fi drumurile din beton de ciment. Ne-am pornit pe 2014-15 cu betoane de ciment vibrocilindrat. La momentul au fost blocate, dar cred că perspectiva, fiindcă drumurile din beton de ciment sunt exploatate la ziua de azi în toată lumea peste 40 de ani. Dar noi avem exemple concrete, drumuri care nu am făcut nimic, nu ne-am întreținut practic deloc, dar care le exploatăm 50 de ani. Acele drumuri din beton de ciment Bălți Gura Băcului sau acele drumuri din beton de ciment care ne-am dus Chișinău spre Porumbrei Cimșlia, adică aceste lucrări trebuie să aducem tehnologiile înapoi, fiindcă pentru betoane de ciment noi avem toată materia primă la noi acasă. Am înțeles, dar derapantele, materiale derapante care se folosesc pe timp de iarnă, iarăși unii erau nemulțumiți că inclusiv ceea ce se folosește afectează calitatea drumurilor, sarea, ce se mai folosea. Dacă nisipul nu cred că ne referim la întreținerea pe timp de iarnă. Desigur că cel mai scump material în întreținerea de iarnă sunt materialele antiderapante. Metoda clasică care am utilizat-o noi până acum, amestecurile astea de nisip cu sare în raport de 10%, 50%, 70% sau sare curată, desigur că încet cu încet noi o să plec, o să înlăturăm. Renunțați? Astfel, da, o să renunțăm la ele din cauza că nu-s de calitate aceste antiderapante? De exemplu, noi nu mai putem nisip cu sare în amestec să-l utilizăm la drumurile care le-am dat anul acesta în exploatare, drumurile noi capitale. Fiindcă marcajul rutier care este aplicat pe aceste drumuri de termoplast sau bicomponent, nisipul afectează. Îl bagă foarte repede muzârul și cei care ne-au dat garanții pe aceste marcaje rutiere sau pe aceste pavamente sau îmbrăcăminți rutiere ne spun că o să utilizați nisipul, pierdeți garanția. Și atunci noi, pe anumite trasee, noi o să mergem cu sare curată anul acesta. Dar ne dorim foarte mult ca anul acesta am studiat acest subiect împreună cu echipa de la SD și ne dorim ca în anul viitor, cel puțin la jumătate din ăsta drumuri, să avem câte un echipament în care vor fi aplicate alte soluții, tot pe bază chimică, dar sunt mai multe ecologice, sau un simplu, de exemplu, dacă vom utiliza sistemul cu întreținerea pe tip de saramură, adică e o sare amestecată cu apă care se aplică la o temperatură de 60 de grade și atunci mai puțină sare când o sunt în 50% nu este cu afectarea ecologiei și plus la aceasta efectul noi putem dezăpezi până la temperatură de minus 10, minus 15 grade. Dar cel mai mare investitor în îmbunătățirea infrastructurii drumurilor a fost și rămâne Banca Mondială? Nu. Noi chiar pe această cale țin și să le mulțumesc investitorilor noștri străini. Avem BEIU, Banca Europeană de Investiții, avem BERDU, Dezvoltare, Banca Europeană de Dezvoltare, avem Banca Mondială, care ne ajută la dezvoltarea coridoarelor, mai mult legate de drumuri locale și străzi. Avem Comisia Europeană. Adică acestea sunt acei cinci investitori care contează foarte mult contează pentru Republica mult Moldova. Pentru noi, da. Dar v-ați propus să îmbunătățiți infrastructura între malul drept și stânga al Prutului.
Da, aici avem planuri. De la drumuri până la poduri. De la drumuri până la poduri, de exemplu, deja este cunoscut în mass media Moldova Drumuri 4, acel proiect mare care va cuprinde o investiție în jur de 500 de milioane de euro, care vom dezvolta acea automagistrală cerută Târgu Mureș, Iași, Chișinău, Odessa. Magistrala Unirii. Magistrala Unirii, după care acum o să procedem la studii de fezabilitate ca să vedem pe care este traseul precis, ce număr de alocări trebuie să facem de terenuri și multe, multe lucruri, poduri, etc. Dar avem deja pornită proiectarea și deja avem pe unele sectoare demarat proiectarea la sectorul foarte important M5 Criva Bălți, 133 de kilometri, după care Soroca Rionești, avem R33, continuăm să finalizăm proiectul începând cu anul viitor, am identificat sursa financiară pentru R33 în Cești Leușeni sau în Cești Lăpușna Leușeni, ocolirea Cimișlia, ocolirea Vulcănești. Săptămâna viitoare, peste o săptămână, deschidem următoarea etapă la M3, Porumbrei-Cimișlia, lucru care pentru dezvoltarea zonei de sud, cred că ajungeți la Cahul sau la Comrat sau în partea Taraclei, Vulcănești, ajungeți într-un timp record acum. Știți că de curând s-a dat în exploatare ocolirea Bacmut, ocolirea Comrat, adică lucruri foarte impunătoare. Până la sfârșitul anului, din acele proiecte mari, ne-am pus ca scop să dăm în exploatare peste 200 de kilometri de drum. Da, și despre poduri. S-a vorbit foarte mult în dialogul moldo-român că sunt și necesare și că vor fi construite aceste poduri care ar fi de un real folos pentru economie, dar și pentru cetățeni. Ne ducem un pic în istorie, 70-100 de ani în urmă, pe râul Prut erau 27 de poduri. Acum, la ziua de azi, avem 5 rutiere, 3 feroviare. Desigur că foarte important este podul Ungheni-Ungheni, sau noi îl numim și podul de la Zagarancea, cu acces cu 4 benzi, cu nouă infrastructură, vamală, etc. Podul foarte important, îndeosebit pentru acest trafic de camioane care îl avem acum cu transportul grâinilor, etc., de la Leova-Bumbăta. Deja suntem în negocieri pentru reabilitarea podului, care să sporim capacitatea portantă de la Cahul-Oancea. Știți că a fost reabilitat podul de la Giurgiulești-Găraț, podul rutier. Am vorbit cu partea română și să duc discuții la nivel ministerie ca să se deschidă circulația la Lepcani, unde avem pod nou, dar infrastructura din partea României încă lasă dorit și nu poate să primească în moment trafic greu, dar iarăși avem un nod foarte important. Și desigur alte noi proiecte de poduri care vin în restabilirea acelor trasee vechi știute de sute și zeci de ani. Și câți ani vor trece ca aceste poduri să fie date în folosință? Tot depinde de investiția și capacitatea noastră de absorbție. Deci cum se găsesc bani, cum se dă startul lucrărilor? Podurilor, da? Podurile de obicei sunt investiții foarte scumpe. De multe ori, construcția unui pod poate valora 10-10 de kilometri de drum. Mi-am mai amintit că și spre Arena Chișinău era nevoie de îmbunătățirea infrastructurii și toți sunteți implicați. Da, de curând Ministerul ne-a transmis și această sarcină să executăm cât mai rapid accesul către vestita Arena Chișinău. Am făcut licitația, s-a identificat antreprenorul, spre bucuria noastră au fost 4 antreprenori destul de serioși care au participat prin acest concurs, am mai diminuat cu vreo câteva milioane de lei costul acestui acces și ne-am pus ca scop să vedem și puterile noastre și a antreprenorului ca cel puțin în timp de o lună și ceva, o lună jumătate, să avem adus acest acces la nivel de stradă Binder. Fiindcă
sezonul rece, nu cred, dacă a ține cu noi, bine. Dacă nu, cred că stratul de binder o să-l punem în primăvară, când va permite temperaturile. Da, administrația de stat a drumurilor nu e responsabilă și de calitatea drumurilor în Chișinău. Nu. Aici e bucătăria municipalității, da? Da. Pentru că ei au direcția aparte, adică noi nu portăm răspundere de tot ce se face în municipii. Pe această cale, dacă e posibil să mă audă cetățenii Republicii Moldova atunci când îmi scriu scrisori la ASD, că dacă, uite, pe strada cu tare trebuie să reparați, dacă nu, am să scriu în altă instanță, vă rog, primim zeci de scrisori de felul ăsta și pierdere de timp avem noi la răspunsul lor. Domn Bejan, în vară Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană. O să încercați să beneficiați și accesând fonduri, pentru că se deschide o portiță pentru Republica Moldova din moment ce va începe capitolul de negocieri pentru aderarea țării la UE. Desigur, cu acest eveniment foarte important pentru infrastructura rutieră, se deschid și oportunitatea de a accesa și alte fonduri. Satul european acum, se pare că și proiectele care au fost aplicate pentru satul european, unele din ele s-au referit strict la îmbunătățirea calității drumurilor. Da, după câte eu știu, posibil că o să fie permis și aplicarea pentru proiecte de infrastructură. Uitați-vă, aici să fie și în, sper eu, și înlocuirea acelor tipuri de proiecte, drumuri bune. Numai că în bază de proiect de execuție, detalii de execuție, primare să fie gata pentru ca să înainteze. Ați adus vești bune. Pe de o parte, mi-amintesc discuțiile cu Moș Ion sau Mătușa Maria, care spuneau că de când se țin minte în localitatea lor, permanent au purtat perechi de cizme pentru că drumurile sunt de proastă calitate. Situația, ziceam, nu se schimbă peste noapte, dar le dați speranță oamenilor că totuși se depun eforturi și se vor găsi posibilități să fie depășite nu doar crizele cu care se confruntă actualmente, se confruntă populația, dar inclusiv să fie soluționată și această problemă a drumurilor și rămâneți la ideea că totuși 50% din drumurile Republicii Moldova sunt rele și foarte rele. Da, acesta este ultimul nostru recensământ. Cu referire la anul 2021, anul acesta, în 2022, peste două săptămâni, finalizăm evaluarea. Noi în fiecare an cu laboratorul rutier verificăm rețeaua noastră pe care o gestionăm și sperăm că vom trece toate crizele și vom reveni cu finanțarea la drumuri în care să putem face față cerințelor. Dar noi suntem deschiși în discuțiile mele cu administrația publică locală, cu foarte mulți primari care se adresează la noi. Noi am vorbit că, uite, ASD-ul este deschis ca să vă propună alternative. Să nu cheltuiți bani pentru un kilometru de drum care costă, în varianta clasică, de exemplu, 10 milioane de lei, noi putem să vă venim cu soluții pentru ca să minimizați aceste costuri, cel puțin la 20, 30, 40%. Dar dacă se va implementa reforma administrației publice, atunci ar putea să survină modificări și în cui se distribuie banii pentru drumuri? Desigur. Desigur, dar cum altfel? Noi așteptăm și reforma mare a administrației de stat a drumurilor, fiindcă dacă ne uităm pe alte modele de administrare a infrastructurii rutiere a altor state, atunci noi încă rămânem la modelul sovietic. Și ce reformă? Ce ar prevedea această reformă? Spre exemplu, ne dorim foarte mult ca administrația de stat a drumurilor să treacă într-o întreprindere, într-o societate pe acțiuni, cu o altă formă de gestionare și organizare. Adică să nu mai fie de stat? Nu. Da? Da. Noi ne dorim ca, într-adevăr, să devenim, să nu-i spun eu, stăpân a drumurilor, dar să fie un management bun. Un management bun, deoarece noi cerem în gestiune drumurile, numai puțin de 35 de ani, noi cerem o altă cotă a fondului rutier, noi cerem ca vinieta să vii direct la administrația stat a drumurilor, spre exemplu României, noi vrem ca fondul rutier
să fie separat de bugetul de stat, poate foarte îndrăzneț, doamna prim-ministru cunoaște dorințele noastre, dar noi înțelegem foarte că e prematur aceste solicitări. Noi ne dorim foarte mult ca statul să aibă o siguranță pe partea de infrastructură privind întreținerea, fiindcă ceea ce se cere privatizarea sau s-a cerut privatizarea întreprinderilor ăsa drumuri din teritoriu este un lucru bun, dar aceste întreprinderi trebuiau crescute, trebuiau aduse în putere cu mecanisme, utilaje, etc., după care să fie privatizate cu lucrare în mijloceta întreținerii. La moment, noi nu putem face acest lucru. Da, când ar putea fi implementată această reformă? Există cel puțin proiectul la nivel de minister, foarte mult este un proiect de suflet a doamnei Dabija, secretarul de stat general al ministerului, care sper eu că cu convingerea tuturor colegilor, inclusiv și a colegilor de la Ministerul Finanțelor, noi vom putea reuși cel puțin pe unele aspecte care ne sunt legate mâinile în activitatea noastră de zi cu zi. Dar cel mai mult sunteți supărați pe cei de la finanțe pentru că ei vă mai ia din banii care vă revin dumneavoastră, administrației de stat a drumurilor. Fiecare, desigur că dacă are grijă față de domeniul pe care îl gestionează, are dreptatea sa. Și dreptatea dumneavoastră o să insistați să vă aparțină, da? Noi o să insistăm. Dacă n-ați spus despre cota fondului rutier că trebuie să fie mărită, de unde să fie mărită? Pe baza de celor impozite și alocații care vin din accize, numai puțin de 80% este una din condițiile pe care noi le-am cerut, respectiv pe partea de vinietă, care tot ASD-ul a implementat acest sistem de taxare, inclusiv și altele ce țin de... De exemplu, un lucru pe care noi ne doare foarte mult este dacă un cetățean vrea să conecteze casa lui sau bunul lui, întreprinderea pe care, sau business pe care îl dezvoltă, prin anumite imobile, să facă acces la gaz, da? Sau să ștreagă o rețea de apeduct, canalizație. El achită pentru proiect, el achită pentru conexiuni și el achită ulterior pentru utilizarea acelor rețele, corect sau nu? Pentru conectare, da, din și pentru păcate, utilizare. Nu este perceput fix așa și la drum. Și atunci noi avem sute de accese executate ilegal la traseele naționale pentru care nimeni nu plătește nimic. Mai mult ca atât, aceste accese neautorizate duc la accidente rutiere cu cazuri fatale avem. Da, dar reacția cetățeanului, mi-închipui care e, nu e destul că achită atâtea impozite, dar să mai pună încă unul în cărcă. Nu e problema în asta. Problema este o taxă unică, să nu-i spun simbolic, o dată în an. Dar aceste taxe vor aduce la îmbunătățirea însă și a accesului lui. Fiindcă trebuie de făcut marcaj, trebuie de asigurat semnalizarea rutieră, atât orizontală cât și verticală, plus la aceasta pentru, din păcate, ei înțeleg aceste lucruri când deja s-a întâmplat ceva. Un accident. Altul ce poate să întâlnești. Mulțumim foarte mult pentru această discuție. Amintim celor care ne-au urmărit că am dialogat cu domnul Sergiu Bejan, care este directorul Administrației de Stat a Drumurilor. Vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei, Vocea care ne unește și cu alte ocazii. Mulțumim frumos de invitație și mai venim. Mai revenim. Vă așteptăm. Da, mulțumim frumos.